trebuie să vorbim și despre numerele zodiilor noastre. Ce semnificație are fiecare număr? O să-i șocăm număr? Un pic, pentru că nu se așteaptă ca această combinație nu e dată în ordinea zodiacului. Deci, atenție! Pentru că e o combinație care se acordă cu cifre pentru fiecare zodie. Dar asta nu implică ca berbecul, care e prima zodie în zodiac, să aibă neapărat numărul 1. Și astea sunt niște lucruri care vin cu încărcăturile mai alambicate dintr-o zonă din asta de nebuloasă pe care nu stăm că n-avem timp să o explicăm și de ce și cum s-a stabilit. Dar pentru că e necesar să știm cine e numărul 1, le vom spune și se vor bucura cei de acasă că numărul 1 este atribuit Scorpionului. Deci zodia Scorpion are numărul 1. Pentru că el, unul numai este unitatea, simbolul soarelui, al perfecțiunii și totodată al absolutului, dar și al independentului, al individualistului și de multe ori negativ al egoistului. Pentru că unul e șef și șeful nu poate să fie numai bun la suflet. Mai există și din ăștia, dar asta este excepții rare. Dacă a luat o haină de la second-hand, ăla nu e șef, că nu vrea să o accepte. Da? Sub influența lui unul, Scorpionul va fi întotdeauna plin de energie, pentru că unul transmite o energie debordant. Da? Îți dă foarte ușor forțe de încredere ca să poți acționa exact atunci când e momentul oportun. Scorpionul se va impune sub egida lui 1 în absolut orice împrejurare, va avea mare putere de convingere și va fi și dominant, dar și posesiv. Și în realitate Scorpionul chiar este. Da. Chiar dacă avea sau nu, dacă știam sau dacă nu știam că este numărul 1. Dar preferând combinația mai ales doamnele Scorpion, bărbați rafinați, stilați, spirituali, dar și cu simț artistic. Deci, unul este foarte pretențios în alegeri. Și să nu vă temeți, chiar dacă nu sunteți Scorpion sau sunteți altceva, că foarte mulți care au unul cifra de destin sunt foarte pretențioși. Nu prea se căsătoresc cu oricine și oricând. Ca să elucidăm. Și am dat răspuns la foarte multe persoane care zic, da, eu când o să măsor? Când o să-l lași tacheta un pic mai jos și o să accepți. Deci că unul e pretențios. Da. Ne mutăm la numărul 2, care este simbolistica sau numărul acordat atât racului, cât și peștilor. Deci, vedeți, primele 3 zodii de apă au acaparat cifra 1 și 2. Racul și peștișorii. 2 ce semnifică? Unitatea de asociere, cum se zice, echilibru, prietenia, dragostea, afecțiune, reprezintă pur și simplu principiul feminin. Că unul este bărbatul, doi este femeia. Plusul și minusul, care dacă nu le are, o baterie nu funcționează și nu ne luminează. Corect. Arată că ești acest doi, arată că ești o persoană sensibilă, calmă, foarte empatică la părerile altora și imediat pregătită să sare în ajutorul tuturor. Deci ești un om care colaborezi foarte bine. Doi este cifra colaboratorului, a sfătuitorului, a consilierului, dar te face totodată un romantic incurabil. Că ești bărbat sau ești femeie, romantismul e prioritar pentru ei. Da? Și nu întâmplător, atât la rac și la pești, familia e prioritară, e pe primul loc. Dacă vrei să-i atingi, ia-te de zona familiei și a să vedeți atunci bunătatea asta și empatia cum se transmite în mod negativ asupra voastră. Hai să mergem la numărul 3, care este atribuit nativilor din zodia Taurului. Pentru că 3 undeva, trinitatea asta, semnifică desăvârșirea. Desăvârșirea în sensul că e un număr magic perfect, având un început, un mijloc și un sfârșit. Adică toată partea care trebuie să stabilească un tot
unitar, un întreg. Dar, datorită conjuncțiilor create sub influența lui 3, poți să dai dovadă și racii ăștia, taurii, câteodată sunt chiar de un optimist din ăsta molipsitor. Corect. Că mai au excepții când sunt... Mai au perioade mai în dificile. În carapacea lor. Ei atunci construiesc, analizează. Să nu aveți impresia că nu mai are sensul, simțul umorului. Are un umor, dar un umor mai rafinat, mai englezesc, așa, mai finuț, da? De obicei, cu trei, îi înveselește pe cei din jur, le cântă în strună, îi distrează, îi relaxează, e sufletul petrecerilor. Păi, să vezi o tauriță din aia superbă, de scadă ochii când te uiți la ea și să o vezi încruntată, nu o zici că e, dar nu poate să fie, că e și patronată de Venus și Venus dă dragoste, dă nevoie de colaborare, de afecțiune, a intra în contact cu celălalt. Are fantezie bodată și de multe ori iese din realitate, că este atât de teribilist încât trebuie să-i facă pe toți să se simtă bine. Și acolo unde sunt prea multe adevăruri, o minciună scapă ușor acolo, numai să înfrumuseteze situația respectivă. Taurul cu trei știe să captiveze privirile bărbaților, ținându-i subjugați sub farmecele lor. Așa că regina Tauriță, știi tu desenul ăla animat, cum îl chema, Ferdinand, sau nu? Da, Tăurașul Ferdinand. Ai văzut cât era de romantic? Lua floricica să plimba cu ea pe tarla. Ei, hai să vedem acum forța, puterea. Și nu întâmplător, patru este atribuit nativilor din zodia Leu. Și colega mea este un exemplu clar. Fiind născută pe 31, e 3 cu 1, 4. Perfect. Perfect, da. Perfect, da? Ca la pod. Spiritul lumii, materia, da? Întruparea celor și prezicătorul viitorului. Sau nu te mai apuci să prezici, că ăștia au zis că noi suntem prezicători, auzi? Să fie sănătate. Așa știu ei, termenul de previziuni s-au tradus în prezicători. Păi dacă au umblat numai pe la... Păi nu, dacă n-au dex... Din ăștia. Da. La sub influența lui patru, auzi ce face doamna Lidia? Se lasă foarte greu condusă de sentimente și de emoții. E cerebrală. Până nu analizează patru situații, să-i dea 4 pe 4, nu iese. Și nici croiala la oroche nu iese dacă n-a măsurat de 4 ori. Corect. Da? Bun. În dragoste are sentimente stabile și rămân cu ele, dar și trainice. Și rămâne cu sentimentele, crezi tu? Da, uite, știi ce e interesant cu 4? 4 niciodată nu este spontanul 3, care își exteriorizează sentimentele așa cu emfază, de multe ori zgomotos, înțelegi? Chiar și în public. 4 este cel care își controlează și când le exteriorizează, numai când cineva când l-a călcat pe picior sau l-a supărat. Atunci îi aduce aminte de datorii, de rude, de strămoși, de ceilalți. De la Adam și Eva. De la Adam și Eva. Da. Știi de ce? De acolo începe jurăturile, încoace. 4 și Leu, implicit, nu suportă vorbele goale, minciunile, poveștile astea deșențate care nu și-au sens. Da. Cu toate că au spiritul de glumă, e extraordinar. E atât de dezvoltat și nu poate să fie trist. Un taur cu un leu, dacă i-ai băgat undeva, trebuie să se bată, știi de ce? Pentru că are impresia că leu va încerca să dețină supremația. Dar o ține, mamă. Pentru că supremația pământului sunt cele 4 puncte cardinale. Iar 4 este al leului. Nu e, problema este că foarte mulți lei, ca să nu intre într-o polemică, într-o chestie de asta, pleacă. Pur și simplu. Pur și simplu. Deci n-ai... N-are sens, nu? E cel mai bun, că nu dai atenția. Și cum spunea și eu, domnule, de ce nu vorbești cu mine? Și că eu nu mă cert cu proști. Dar cum vine chestia asta, nu te cert cu proști? Și că, vezi? Deci nu se poate, nu se poate. E simplu. Da. Deci leul ca dovadă, nu mă cert. Nu stă foarte mult la discuții. Da. Zice pleacă. Că leul dă dreptate tuturor, inclusiv proștilor și celor docți. Pentru că un prost i-a zis, nu e așa că tu ai ură pe mine? Ai dreptate. Și a terminat cu el, că ce rost are să necăjească. Dar ajungem la punctul 5, la numărul 5,
care e repartizat, nu întâmplător, gemenilor, pentru că 5, simbolistica armoniei, da? A exploziei, cum să zic eu, a bucuriei sufletului. Când ai 5, ce e mai? Ești pe caimat. Deci e fericire, undeva. Clar. Apare de faptul că reprezintă cele 5 simțuri sau 5 forme ale materiei, dacă le luăm așa. Deci e o reprezentare. Pentagrama asta, care anul ăsta trecem de la una la alta ca să răspund și pe calea asta, este an 5 universal. Nu mai întrebați de ce să purtați și ce să purtați. Purtați steaua cu 5 colțuri, e pentagrama. Vă va ajuta și norocul și oportunitățile vor veni în viața voastră din 5 direcții diferite. Deci steaua cu 5 colțuri, reținem. Numărul 5 îi ajută pe nativii gemeni să fie originali, plini de viață, să exploreze întotdeauna necunoscutul, să fie descoperitori, da? Dar sunt oamenii care trăiesc clipa, nu sunt cei care fac planuri pentru mâine, poi mâine, pentru anul viitor. Ei, în momentul respectiv, se simt bine și ce e mâine știe Dumnezeu, care el grijă și îi oferă, da? Povestea de iubire a unui cinci, a unui geamăn cu cinci, este furtunoasă și nebună și asta arată numărul zodiei. Că ăștia în 5 minute s-au căsătorit și în 10 divorțează. Da? Și iară, după un sfert de oră, se gândesc că de ce au făcut prostia asta, hai să ne recăsătorim. Aici sunt alternanțele, pentru că, fiind o zodie dublă, se împart într-unii științifici academici și unii năzdrăvani și puși pe șotii. Hai să ne ducem la o cifră plăcută, zicem mistică, 6, care este cifra truditorului, a capricornului. 6 mai reprezintă și simbolistica familiei, a familiei închegate și a sprijinului necondiționat, pe care obligat 6 ăsta în antichitate era atribuit zeiței iubirii trupești Afrodita. Cu toate că nativii din Capricorn sunt ca lemnul de stejar. Până adică? Ia foc și până... Dar după ce ala foc te încălzești, nene, stai 2 ore, nu ca bățul ăla de brad care imediat s-a aprins, are rășină, foc de artificii și a zburat. Deci numărul 6 face ca în anul ce vine, mai ales anul ăsta, să fii iubită de cei din jur. Și mai are și un atu, pentru că s-a mai poposit în zodia Capricorn și e zeița Venus, planeta Venus, și le dă niște aturi amoroase, nemaipomenit, drăgăstoase, devin mai afectivi și ne închinăm. Ce s-a întâmplat cu Capricorn de așa ceva? Această schimbare, da. Da. Întotdeauna va fi înconjurat de armonie, de frumos, confort, dar e iubitor pentru că este o zodie de pământ, un mare iubitor de flori, de natură și de mișcare. N-ai ce-i face? E caritabil, înțelegător, va sprijini bucuros, mai ales dacă e o doamnă, pe cei din jur care cer ajutorul. E sensibilă, romantică, dar, nu știu, tot anul va trebui să fie cele necăsătorite în căutarea fericirii perfecte sau a dragostei perfecte. Și o găsesc, maestre? O găsesc pentru că e anul care trebuie. Nu știi că am făcut noi prognoză? Da, corect. Și am zis, sunt câteva zodii care anul ăsta lasă singurătatea cu excepția leului. Dacă e singur, singur rămâi. Pentru că el e prea selectiv. Și nu n-am dat asta 5 de... trozneală, cum zic ăștia tineri, de simțit bine. Ce dreu mă mărit eu acum, mi-ar... Lasă că văd la anul. Și e liber. Da? Ei, mergem la o cifră și mai mistică și mai puternică, simbolul reînnoirii și al desăvârșirii, cifra 7, care are și ceva dumnezeiesc în ea, da? Numărul spiritual, care reprezintă uniunea muritorului de rând cu divinitatea, cu Domnul. Da? Și atunci, ce facem cu el? 7 este și o cifră, ca și 5. 5 are cifra reprezentând intuiția. Dar fecioara, care a pus mâna pe 7, are valori de sprijin. 7 ăla,
îl folosește toiag ca să facă ascensiuni, să urce în vârful unei carieri, dar la fel de bine dacă ai supărat-o pentru că e critică, îl întoarce pe șapte ăla și îți face un LTV, o crosă de asta care ți-a tăiat orice aplomb de a fi nesimțit și puturos. Că are ce are cu harnici ăștia care dorm la umbră, știi? Întotdeauna va fi un gen de ghid, de țel pentru cei din jurul lor. Pasărina ajutorul lor sunt oameni de sprijin care au propriile idei și nu idei preconcepute, da? Și de obicei nu țin cont de sfaturile altora. Ei sunt direcționali. Faci ca mine sau dacă nu, pa, nu te ajut. Deci te condiționează. E fire meditativă și își va găsi mereu liniștea, la fel că e zodie de pământ, de pământ tot da. În mijlocul naturii. E, ne apropiem de cifra aia a banilor, cum zic chinezii, numărul 8, care îi atribui vărsătorului. Vărsătorul care, dacă răstorni 8-ul ăla, e plus și minus infinitul. Infinit. Este căutătorul. Cel care în permanență e în raport cu tehnica nouă, cu tot ce înseamnă informații, televiziune, radio, inovații. Mă rog, e omul viitorului, cum am spus, da? E asociat și prosperității și balanței dintre bine și rău. Pentru că și el, fiind o zodie de aer, are perioade de oscilații. Da? Și dacă oscilează, oscilează în așa fel ca să obțină relativ tot ce e bun. Are o voință de fier, crede cu desăvârșire că el e singurul care face minuni. Și noi, pentru că am intrat acum în era vărsătorului, așa, așteptăm minunile care le fac vărsătorii. Să corect. Vedem. Pentru că sunt curajoși, doamnele în general sunt curajoase, îndrăznețe, au mare încredere în forțele proprii, dar în dragoste sunt mai exigente și anul ăsta, când ar trebui să mai lase ștacheta mai jos, vor căuta tot la fel chipul, doamnele, chipul soțului ideal sau iubitului ideal. Există? Da, de multe ori, datorită acestui așa. Fapt, pun o barieră în calea desăvârșirii sufletești? Sentimentale, sufletești. Și de multe ori rămân mai singurei, mai singurele, da? Dar nu asta e treaba, va găsi. Dacă va lăsa un pic din ștanchetă, găsește partenerul ideal. Anul ăsta e an de comuniune, da? Ne ducem la numărul 9. Numărul 9, deci ultima cifră, e atribuită primei zodii. Berbecului. Păi ce să facă? Să mai vadă și el cum e cu 9, acolo. E, egiptenii numeau numărul 9, muntele Soarelui. Este cifra perfectă a Universului undeva. Este desăvârșirea creației ziditorului. Aduce independență și libertate absolută. Dar în dragoste vor rămâne demni, credincioși și rezervați. Visători din fire de multe ori, pentru că nouă este și un număr al visării, al irealismului câteodată, știi? Rămân purtați așa deci pe aripile gândului. Deci rămâi mai mult în... Da. Și riscă să de dragostească nu odată în viață, știi că mai făcut de enori. Deci la el dragostea e ca nevoia de a bea un pahar de apă sau o gură de apă. Se îndrăgostește de câte ori simte un impuls. Da? Și e foarte bine să îndrăgostească ușor. Altfel poate, dar anul ăsta ea zice să controleze un pic, să nu se mai îndrăgostească așa, pentru că pierde ocazia să-și găsească exact partenerul ăla ideal pe care și berbecii îl caută, da, în general berbecuțele. Și asociem acum ce am făcut prognoza pentru nativele din zodia berbec și am zis că anul ăsta femeile din zodia berbec sunt cele mai avantajate față de toate celelalte zodii. 11 zodii. Da? Iar numărul 11, cui putea să fie atribuit, cine pune în cumpănă, în permanență, în balans, analizează de 10 ori decât zodia balanței. Da? Pentru că 11 este un număr magic și reprezintă toată cunoașterea spirituală, tot ce poți să acumulezi.
e considerat, așa cum spuneam, numărul maestru și este un fel de cifră ghid a conștiinței. Niciodată o balanță nu va face un rău și dacă îl va face, se va duce să-l îndrepte, pentru că nu îl lasă conștiința să știe că nu poate trăi cu acest lucru. Nu poate, nu are odihnă. Se perperește în pat până nu găsește rezolvare. Greșește de multe ori că mai face pe impuls și el. Personalitatea aparte, fascinantă, gândire foarte profundă, idealiști, oameni de încredere, care au tendința să acționeze și în scopuri umanitare. Deci o balanță sare în ajutorul altuia foarte repede, da? Și necondiționat. Dar cu gândul și cu, nu știu, cu dorința să asculte glasul rațiunii. Deci nu face numai afectiv. Sunt ei drăgăstoși și afectivi, bun, dar sunt al naibii de rațional. Ce să le facem? De multe ori pierd, e și bine. De multe ori pierd datorită acestui. Iar numărul 22 este al doilea număr maestru și cele, unul din cele mai puternice din toată seria de numere maestre cu care ne discutăm noi acum, că simbolizează puterea 22. Multiplul de 2 și cel mai puternic dintre numerele destinului. E atribuit deschizătorului cu 3 arme, adică simbolistica săgetătorului, care are armă, animal și om. Da? Spune despre posesorii lui, adică săgetători, că sunt realiști, cu un dezvoltat spirit practic, al cărui scop bine definit în viață și asigură și își fac un țel în viață de a duce toate sarcinile la bun sfârșit, își cu încredere, da, își asumă responsabilitățile cu calm și hotărâre, chiar dacă de multe ori pot fi tăioși, da, pentru că n-ai ce face, zodie de foc și focul ori încălzește, ori dacă l-a zis prea tare, te arde. În dragoste e sensibilă și spontană. Dacă nu v-ați căsătorit voi din cei tineri, căutați-vă o nativă din zodia săgetători și o să vedeți că nu o să vă mai bine să plecați de lângă. Nici de acasă și faceți nici de reclamă, lângă. Maestră, nu-i fac reclamă. Am multe cunoștințe, multe prietene săgetători care au ceva, nu știu, diferit cu care atrag pe cei din jur și se pun în slujba lor de multe ori. Dar, atenție, e foarte greu să te ridici la înălțimea cerințelor unui nativ sau native și aici din pierdem zodia de multe ori săgetător, pentru că el are o ștachetă foarte sus pe care o ține foarte bine și de multe ori latura negativă a săgetătorului, când tot ține săgeata aia, ștacheta sus și vede că nimeni n-are curaj să se urce până acolo, dă cu ea, o rupe și zice, primul venit, primul plăcut. A zis-o cu glumă, nu de supărare, cum ar veni. Așa. Da, da, pentru că se mai întâmplă și situații de-astea și întotdeauna cei mai buni, cei mai deștepți, cei mai frumoși iau esențe tari, care sunt în flacoane mici. Și am vorbit noi odată. Nu întâmplător aceste frumuseți ale zodiacului au discrepanțe. Ori ea este foarte înaltă și el e mai mititel, ori el e deșiratul, gogeamitul, și are o pichin viață de femeie, dar care corespunde total. Pentru că n-ai cum să faci totul ăsta unitar. Corect.